Acum spuneți-mi, vă rog, uitați-vă cu atenție în textele acestea și spuneți-mi cum se poate traduce cuvântul fiul fiicei lui Faraon din versetul 25 în lumina versetului, din versetul 24, în lumina versetului 25. Ce era pentru Moise a fi prinț moștenitor al Egiptului? Ce era treaba asta pentru el? Uitați-vă bine. Mulțumesc foarte mult. Ați remarcat în versetul acolo? Pentru el, a fi prinț moștenitor al Egiptului, era plăcere de o clipă a păcatului. Asta e tot. Pentru că el știa ce se întâmplă acolo la curte și el nu avea de gând să meargă pe drumul acela. A vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Te rog, Vasilica. Well, mulțumesc că spui lucrul ăsta. Deci ar fi fost de zeci de ani, că era foarte tânăr și probabil că putea să trăiască până la 90 de ani și atunci... Dar când treceau 90 de ani aceia, să zicem, pe tronul Egiptului și el se uita înapoi, ce credeți că ar fi spus Moise? A fost o clipă. Mulțumesc că ai răspuns așa. S-a uitat înapoi. Vă spuneam că am discutat cu una dintre centenarele noastre, cu tanti Neti, care a ajuns aproape la 102 ani și pe la 100 și ceva de ani îmi spunea, zice, parcă ieri eram în clasa întâia, zice, am avut niște tenis când am fost în clasa întâia, unul era rupt, îmi povestea ca și când era ieri și trecuseră aproape 100 de ani de atunci. Dar e ca o clipă. Și 1000 de ani, dacă ar fi, ce ar reprezenta aceasta în comparație sau prin contrast cu veșnicia lui Dumnezeu? E chiar o clipă. Și Moise a zis, nu, eu nu vreau să mă bucur de plăcerile de o clipă ale păcatului. Lucrul ăsta ne ispitește pe toți. Mai bine acum ceva, acel ceva, acum. Știți că există proverbul ăsta românesc foarte neinspirat. Zice, mai bine să-mi dai un ou astăzi decât o găină mâine. Unde o fi înțelepciunea în treaba asta, n-am reușit să aflu până acum, mai ales în lumina Bibliei. De fapt, nici nu cred că este vreo înțelepciune. Dacă este o înțelepciune, este într-un alt proverb care spune, cine râde la urmă, râde mai bine. Acel lucru, da. Nu știu, ați observat ce frumos sfătuiește Pavel pe tânărul lui ucenic. Zice, înțelege bine ce îți spun. Plugarul trebuie să aibă răbdare ca să poată să strângă roada pământului. Trebuie să semene, trebuie să aștepte pentru ploaie, trebuie să smulgă buruienile, trebuie să crească plantele acestea, trebuie să le lasă să ajungă la maturitate și în sfârșit... Dacă nu ai răbdare și scoți ouul de sub cloșcă și vrei să vezi cum e puiul în el, deja s-a dus tot. Este ispita aceasta a urgenței când e vorba de satisfacție. Acum. Vorbeam cu un tânăr cuplu care vreau să se căsătorească și mi-au spus că se confruntă cu această problemă. Și... întrebat, este ceva urgent? Și a zis, nu e neapărat urgent, dar unde în altă parte putem să învățăm mai bine școala aceasta a stăpânirii de sine, a așteptării roadelor? Unde putem să învățăm răbdarea cu adevărat decât în această școală? Care nu se bucură într-o clipă, nu vreau acum repede, dă-mi acum. Pentru ce? Ați observat cum numește Biblia un astfel de om în cazul lui Esau? Lui Esau era foame. Foarte bine, la oricărui om îi este foame. Și când ne manifestăm diferit când ne e foame. Unii sunt mai răi când le e foame, să bombăne, să împiedică de toate alea, că este foame cuiva, știi? Și el zice, nu, dă-mi acum, dă-mi să mănânc. Stai puțin, care e problema? Un om trăiește 40 și ceva de zile fără mâncare. Ce ar fi dacă mai stai 40 de minute, dacă mai stai 4 zile, 5 zile? Am avut o perioadă când 5 zile nu am mâncat absolut nimic. Absolut nimic. 4 zile n-am avut apă. Abia a 4-a zi am putut să am puțină apă. Și abia a 5-a zi am avut un pic de pâine și n-a murit nimeni.
Dar Esau, zice Biblia, este un om lumesc și desfrânat. Desfrânat nu este numai un om care se culcă cu o femeie sau o femeie cu un om. Desfrânat este și un om care nu se poate stăpâni când e vorba de o anumită senzație, fie de foame, fie de o plăcere, fie de dorința de a realiza ceva neapărat, în care ajunge să fie presat pur și simplu de diavolul, intră într-o nerăbdare din aceasta teribilă și vrea acum și se sfârșește de obicei trist sau tragic. Moise are răbdare. Satana îi spune, îți dă acum, pe loc, acum, uite-te ce perspectivă. Și Moise spune, nu, mulțumesc, mie nu-mi trebuie. Eu am ales soarta poporului Dumnezeu. Păi, dar tu îți dai seama ce înseamnă lucrul ăsta? 40 de ani va trebui să pleci de aici și să stai la oi, 40 de ani. Păi când mai te bucuri de viață, mă frate? 40 de ani la oi, 40 de ani cu Israel în pustiu, ce să mai faci? 40 de ani au trecut deja în viața ta și atunci când mai te bucuri și tu de plăcerile acestea? Când să te mai bucuri de ele? Și Moise spune, nu, eu nu vreau într-o clipă și nu vreau nici plăceri de o clipă. Eu vreau să merg cu poporul lui Dumnezeu. Adică soarta pe care o dă Dumnezeu poporului lui, vreau să fie soarta mea. Nu vreau să mă bucur de plăcerile acestea de o clipă. Suntem ispitiți, practic, și în lucruri din acestea de fiecare zi. Punem o întrebare și așteptăm un răspuns. Și cel pe care am întrebat soția sau soțul sau colegul sau ceva, e ocupat, e în altă parte. Și întrebăm a doua oară și nu ne-a luat seama. Și atunci, mă, tu n-auzi cum vorbesc cu tine și repede. Dar de ce ești așa grăbit? Stai puțin. Nu. De ce vrei într-o clipă treaba aceasta? Mai întreabă o dată, mai ai răbdare, mai bate-l pe umăr și până la urmă să ai răspunsul și plus ai învățat o lecție frumoasă să-ți ții nervii în frâu. Și să nu explodezi pentru că nu ți-a răspuns imediat, pentru că nu ți-a dat imediat, pentru că nu ți-a dat ce trebuie. Băi, ți-am spus altceva să-mi dai. De ce? Stai puțin, nu. Nu. Du-l pe ăsta înapoi, întrebe celălalt. Învățăm în aceste lucruri normale și de fiecare zi, învățăm o școală prețioasă de stăpânire. Dumnezeu vrea să ne facă stăpâni pe propria noastră viață. Și nu vrea să ne lase ca viața noastră să fie la dispoziția împrejurărilor și hazardul să fie stăpân pe viața mea. Dacă întâlnesc niște împrejurări mai bune, sunt și eu mai bun și dacă întâlnesc unele care mă încearcă și mă provoacă, atunci sunt și eu rău. Nu. Sunt la dispoziția acestor lucruri în cazul acesta. Nu mai sunt conectat cu Dumnezeu, sunt conectat cu împrejurările vieții. Moise nu vrea să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Esau vrea acum, nu? Nu? Răbdarea, înțelege ce-ți spun, a zis Pavel, înțelege ce-ți spun, e de mare importanță. Răbdarea îți va fi răsplătită, dar trebuie, avem nevoie, spune el în aceeași epistolă către evrei, în capitolul 12, avem nevoie de răbdare. Ca după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, să putem căpăta ce ne-a fost făgăduit. Nu, eu vreau acum. Se poate. Dar o să fie ceva de o clipă? O să fie ceva care o să dureze o clipă? Și o să lase în urmă un gol și mai mare decât înainte. Dar Moise nu a vrut. Nu a vrut. Ci el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Am citit cu toții viața lui Pavel și am aflat din istorie că el avea o perspectivă extraordinară în vremea lui. Era cel mai tânăr membru în Sinedriu. Ca să ajunge acolo, în acel Sinedriu, ca să ajunge acolo, erau niște bariere insurmontabile. Cineva trebuia să fie foarte în vârstă, trebuia să știe toată știința după fața pământului, trebuia să interpreteze nu știu în câte limbi străine, trebuia să cunoască tot codul penal, trebuia să știe pe din afară toată istoria, toată religia, tot socialul și atunci putea să fie admis în Sinedriu. Și Pavel era foarte tânăr. La moartea lui Ștefan era un tinerel numit Pavel,
care era între acești oameni foarte în vârstă. Și totuși, nu a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă, pe care într-adevăr le oferea viața, ci când a întâlnit pe Hristos, spune el, aștept în ziua aceea Domnul îmi va da, Domnul judecătorul cel drept, îmi va da cununa vieții, dar aștept. Eu va da Domnul în ziua aceea. Nu vreau astăzi și acum. Dacă vrei acum, se poate rezolva, dar nu pe căile lui Dumnezeu. Sunt alte căi, alte mijloace și poți să fii servit pe loc. Samson nici măcar nu vrea să intre în dialog. Dacă acum sau mai târziu, dacă această plăcere sau cealaltă, părinții încearcă să inițieze un dialog cu el. Și el spune nu. Am spus că îmi place, îmi place, am terminat, asta e tot. Și părinții s-au dat la o parte din calea lui, după cum Dumnezeu se dă la o parte din calea noastră, când noi spunem cu orice preț, indiferent cât costă, dacă îmi place, îmi place, vreau lucrul acesta. Și atunci Domnul spune, lăsați-l în pace. Îngeri îngrijorați strigă la Dumnezeu, îngerul tău strigă la Dumnezeu, Doamne, uite unde vrea să meargă omul meu, uite ce vrea să facă, uite pe ce își vinde omul acesta, sufletul și viața și mântuirea, uite-te la el. Și Domnul spune, Efraim s-a alipit de idoli, lăsați-l în pace. Când lăsăm mintea să se preocupe suficient de mult timp cu o plăcere sau cu o dorință a noastră sau cu un plan al nostru, când se preocupă suficient de mult timp, mintea noastră devine sclavă a acelui lucru și la un moment dat nu mai contează niciun preț pe lume. Nu mai contează. Fie că e vorba de o răzbunare, așa cum am studiat într-o ocazie precedentă, când Irodiada vrea să se răzbune pe Ioan și niciun preț din lume nu e prea mare pentru ea, va face orice, chiar dacă va muri fata ei și dacă va muri ea, chiar dacă va fi infamia istoriei, nu contează nimic când a prins-o, când plăcerea ei este să vadă pe omul acela mort, nu se va da înapoi de la nimic. Și va face lucrul acesta. Vrea acum. Domnul spune, poți să mă lași pe mine să rezolv problema asta pentru tine. Adică nu întinde tu mâna să ții carul lui Uza că se răstoarnă. Nu scoate tu sabia să tai urechea omului aceluia când este aici a Fiului lui Dumnezeu. Dacă trebuie tăiată vreo ureche, el știe să taie fără probleme, știe, nu, are cine să facă treaba asta. Nu ești tu chemat, las că Domnul e încet, până rezolvă Domnul, rezolv eu, pun eu mâna și fac. Și știi ce se întâmplă? Îți tai nasul. În timp ce îi tai urechea altuia, îți tai nasul tău. Asta se întâmplă. Dar Satana întotdeauna împinge pe un om, îl împinge și îl grăbește tot mai mult. Acum, acum, acum. Esau, citeam un comentariu, lui Esau îi se părea că dacă nu mănâncă imediat, atunci moare. Era așa? Un om voinic ca acesta, un sportiv, un vânător ca el, care urca pe dealuri, pe munți și mergea zeci, sute de mile și știa să rabde de sete, de foame. Zice, la ce mai folosește și așa sunt pe moarte? Care moarte, măi, băiete? Și dacă ai mâncat niște linte, gata, ai scăpat de la moarte acum. Dar Satana te face să crezi că fără plăcerea aceea nu mai poți să trăiești. Cum au ajuns unele femei să-și omoare proprii copii pentru că amantului sau iubovnicului nu i-a plăcut de copiii? Ce putere au avut ele să abandoneze copiii lor ca să placă individului acestuia? La un moment dat, când te lași robit de plăcerea aceasta sau de frică, sau de vreun interes, numai Domnul știe ce frământă pe fiecare, când te lași robit de așa ceva, nu mai contează nimic. Nu mai contează nimic. Bine, dar tu ești un copil al lui Dumnezeu, tu nu poți să... Nu, n-am nevoie de niciun copil al lui Dumnezeu. Nu știe nimic. I-a spus lui Samson, tu ești de la adunare. Tu nu poți să faci treaba asta. Asta e pentru filisteni, la ei treaba lor. Dar tu... Tu ai asupra ta
Ungerea divină te-a chemat Dumnezeu la slujba asta. Poți să faci așa ceva? Iar el a zis scurt, îmi place. Când am spus că îmi place, nu contează nici adunarea, nu contează nici Dumnezeu, nici chemarea care mi-a dat-o, nici ungerea care mi-a dat-o, nici lucrarea la care am fost chemat, nu mai contează nimic, am spus că îmi place. Atunci când plăcerea aceasta domină pe un om, este de o tiranie inimaginabilă. Dar Moise nu a vrut. E vorba doar de o simplă hotărâre. Ce frumos scria el, nu mai zice, totul este să înțelegi adevărata putere a voinței. Ai putere de la Dumnezeu să decretezi eliberarea ta proprie și să spui, poruncesc în numele Domnului acestui lucru care mă chinuiește să mă părăsească și pleacă. Pleacă de la tine. Împotriviți-vă lui tari în credință și va fugi de la voi. Dar este totdeauna simțământul ăsta al urgenței și mai este simțământul acesta al unicității. Nu mai există pe toată planeta Pământ așa ceva. Și mai există simțământul ăsta al supremației. O valoare ca aceasta nu mai există nicăieri în lume. Serios, s-a sfârșit grădina lui Dumnezeu chiar așa de repede. Așa de săracă e grădina lui Dumnezeu să nu mai aibă nimic de felul acesta. Nu? Ciorba aceea de linte, în ochii lui orbiți de diavolul, a apărut ca o mâncare împărătească incomparabilă. Niciodată un împărat n-a avut parte de o așa mâncare nemai auzită cum ar fi linte fiartă, nici nu știu dacă a pus pătrunjel în ea sau nu, era apă cu linte fiartă. Dar în ochii unde a pus diavolul ochelarii, se vede ceva inimaginabil. Și doar o simplă hotărâre îl va ajuta pe omul lui Dumnezeu să nu aleagă plăcerile de o clipă ale păcatului, ci mai bine, dacă e nevoie, să aleagă suferința, să aleagă drumul cel ocolit, să aleagă bucuria de la urmă. Ah, zicea Asaf, ce m-am putut amărâ? Ce m-am putut amărâ? Când m-am gândit la viața mea, păi eu sunt la credință. Eu mi-am închinat viața lui Dumnezeu. Vorba lui Petru, noi am lăsat toate și v-am urmat, vă dați seama ce plasă prăpădită a lăsat el, că era și ruptă când l-a chemat Domnul Hristos. Îi cârpeau mrejile, deci așa, nu aveau ceva mai, le cârpeau și pe aceea au spus, zice, noi am lăsat totul și te-am urmat. Ce ați lăsat, mă, băieți, așa de care am lăsat totul și te-am urmat? Îți dai seama, am lăsat plasa aia, păi asta, nu sunt, unde se mai găsește așa ceva? Ce-am lăsat el pentru Domnul? Așa apare în ochii noștri. Dar, iubiții mei, frați, actul credinței este acela care alege bucuria de la urmă. Actul credinței în Dumnezeu este acela care are răbdare. Actul credinței în Dumnezeu este acela care știe să se înfrâneze și să nu-i trebuiască ce nu-i dă Dumnezeu și să nu-i trebuiască ce-i dă Dumnezeu decât la timpul lui Dumnezeu. Este extrem de important. Domnul mi-a promis lucrul ăsta, dar vreau acum. Hai repede, i-a spus prietenului David, scoate sabia și taie capul ăsta, mâine ești împărat. Acum pe loc, îi tăie în capul, am terminat. Scurtăm drumul, ce sens are să 20 de ani în munții ăștia pe aici să ne hăituiască nebunul ăsta? Lasă-mă pe mine, că eu îi dau o sabie și pe loc, am terminat, mâine ești împărat. Doar Domnul ți-a spus că tu ești împărat, nu? Și David a zis, da, Domnul mi-a spus că eu sunt împărat, de vreau să fiu împărat la timpul lui Dumnezeu. Eu vreau să primesc binecuvântarea lui Dumnezeu la timpul lui Dumnezeu. Eu nu vreau nici să scurtez drumul, nici nu vreau să iau să tai peste câmpuri ca să ajung mai repede acolo. Nu. Nici timpul nu vreau să-l scurtez și nici drumul către acolo. Pe drumul pe care mă conduce Dumnezeu ca să-mi dea binecuvântarea lui Dumnezeu. Prin credință, el a părăsit Egiptul fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Aceasta este bucuria pe care ți-o dă stăpânirea de sine în fața unei ispite care pare așa de urgentă. Cred că am discutat cu dumneavoastră într-o împrejurare precedentă despre un prieten al meu care a fost alcoolic mulți ani și după aceea a venit el la biserică și
a trăit o viață de om credincios. Până într-o zi când se plece la biserică, l-a apucat un duh de băutură. Eu cred că-s duhuri astea. L-a apucat un duh de beție în așa hal și mi-a spus că era cârciuma, birtul, era peste drum de el. Și niciodată mi-a spus, zice, ani de zile eu nu am băgat în seamă așa ceva. Pe mine nu m-a interesat că e birt acolo sau că se bea. Sau... Pentru mine, asta a fost ca și mort. Până într-o, după masă, zice, mă pregăteam să plec la biserică. Îmbrăcat, tot pregătit și odată, zice, m-a apucat o sete de băutură, dintr-o dată, m-a apucat o sete de băutură în așa hal, încât, dacă nu mă duc repede acum să beau, aci mor, gata, s-a terminat cu mine, acum mor. Aoleu, nu mai pot să respir, trebuie să mă duc repede. Și zice, când mă, cineva mă burge simplu, mă împingea, mă ducea, acu, repede, acu. Și zice, nu mă știam ce să fac și odată, ia stai puțin, a zis, cine mă împinge așa, domne, în halul ăsta? Cine mă grăbește, domne? Că era singur omul. Cine mă grăbește în halul ăsta? Și mi-am dat seama, doar pentru o clipă de gândire, mi-am dat seama ce se întâmpla și mi-am dat seama că Satana are puțină vreme, când te ispitește, are puțină vreme. Dacă nu rezolvă cu tine în 20-30 de secunde, te-a pierdut. El de asta trage, acu, repede, acum, gata, acum. El știe că te-a pierdut. Dacă apuci să ridici ochii spre Dumnezeu, ai scăpat. Exact cum zice în Proverbe, ca pasărea din lațul păsărarului, a scăpat. S-a dus. Și spunea, omul ăsta zice, m-am așezat imediat jos, e un frate foarte înalt, el așa, na? Deci m-am întins pe covor cât eram de lung, și atunci am dat în picioare și am spus picioarelor, dacă vreți să vă duceți voi la birt, puteți să plecați, dar eu stau aici. Eu aici stau. Și am dat în amândouă picioarele așa și picioarele fără mine n-au plecat acolo. Dacă nu m-am dus eu, nici ele n-au vrut să ducă fără mine. Dar zice, după ce am zis vorba asta, odată s-a liniștit totul și atunci am deschis ochii și am zis, ce s-a întâmplat, Doamne? Ce era, Doamne, presiunea asta teribilă, că acu, du-te. Cine era, Doamne, care mă îmbrâncea? Spune, zice, ăsta era numai Satana. Zi acum, de ce să zic acum? Păi dacă tot trebuie să zic, las că-i zic mâine. Mi-a plăcut foarte mult ce am citit despre Lincoln. Că el a avut mulți oameni care l-au atacat teribil și mai ales cu lucruri nedrepte. Nu te revoltă ceva când e corect. Așa este. Asta e situația. Dar când vezi pe cineva că elaborează o minciună, o construiește bine, o vinde și prinde la oameni, parcă nu poți să rezici la fel. Și s-a apucat și scria câte o scrisoare de trăsnet, nu altceva. Și gata, termina de scris și punea ștampila să-l învețe minte pe ăla să mai vorbească el până o trăi el. Și frumos lipea plicul și îl băga în sertar, zice, și în loc să-l dea poștașului, îl băga la dospit. Stătea o noapte. Asta era hotărârea lui, scrisori din astea vitriolice care le scria el. Asta trebuie să stea o noapte întâi aici și după aceea mâine îi dau drumul. Când venea înapoi la birou a doua zi, era liniște și râdea singur de ce scrisese ieri. Dar dacă ai apucat, ai trimis, mai poți să mai râzi. Atunci plângi că începi cu alte minciuni să acoperi alte minciuni sau cu alte răutăți, ai pierdut controlul. Dacă vrei într-o clipă să rezolvi treaba asta. Ai ceva de zis? Foarte bine. Puneți în gând ce ai de zis, dar așteaptă, nu te grăbi. Mai ales dacă temperatura este foarte înaltă. Știi? Nu e bine să vorbești cu temperatura așa ridicată. E bine ca un om să se așeze liniștit și atunci când s-a așezat, poate să vorbească altfel, dar de obicei nu mai vorbește când s-a așezat bine în sufletul lui, că nu mai este necesar. Abia atunci aș dă seama că cineva îl împingea de fapt să zică, zi acum. De ce să zic acum? Am ceva de zis, dar nu zic acum. Și poate că zic același lucru mâine, dar îl voi spune cu un spirit complet diferit și voi înțelege mult mai mult mâine ce am de spus decât acum. Moise nu vrea să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Am selectat câteva proverbe, câteva sclipiri de înțelepciune dintr-un articol. Cu privire la ispita noastră, a celor care ne adresăm publicului sau cu privire la relațiile dintre noi și diferiți oameni. Și uitați ce a notat acest autor. E mai bine să fim dezbinați pe baza adevărului
decât să ne unim cu toții în minciună. Mai bine, eu am de gând să vă invit acum la sfârșit să discutăm. Mai bine, hai să zicem că nu suntem de acord. Mie nu-mi place, nu-s de acord cu ce ai zis tu, tu nu ești de acord cu ce am zis eu și discutăm cine și cum și poate că plecăm acasă pe trei cărări, nu-i nicio problemă, dar am discutat în jurul adevărului decât să ne strângem cap în cap și hai să facem nenorocirea aceasta. E mult mai grav. Este mai bine să vorbești adevărul care rănește și apoi vindecă, decât să vorbești lucruri false care dau confort și apoi omoară. E mai bine. Știu că este o ispită aceasta și probabil când în dorința de a-ți câștiga simpatia sau aprobarea oamenilor, ai fi înclinat să folosești niște placebo din acestea, niște medicamente din astea false. Rele. Dar este mai bine. Este mai bine să vorbești adevărul care rănește, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. E mai bine să vorbești adevărul care rănește și apoi vindecă, decât să aduci confort cu un lucru fals și apoi acesta să ucidă. Este mai bine să fii urât pentru că ai spus adevărul, decât să fii iubit când știi că ai spus o minciună. E mai bine să stai singur cu adevărul decât să fii greșit în mijlocul unei mulțimi de oameni greșiți. Este mai bine să reușești în final cu adevărul decât pe moment să ai succes cu o minciună. Și încheie colecția aceasta micuță cu citatul din Galateni 1:9. Dacă vine cineva cu o altă evanghelie, acel om își atrage blestemul. Așadar, să ne gândim la cuvintele pe care le-am învățat în seara aceasta și să le luăm cu noi în viața de fiecare zi. Să nu fie o simplă lecție teoretică aceasta, nu ne ajută prea mult. Și să avem în vedere ce spune Pavel acolo, uitați-vă, epistola către evrei ne spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care nu a vrut să primească plăcere de o clipă. Spune în Biblie că Satana a făcut să treacă prin fața ochilor lui Iisus într-o clipă toată strălucirea lumii acesteia. Într-o clipă. Vrei? Pac! Acum, gata! Și Mântuitorul a spus, nu. Mie nu-mi trebuiește strălucirea aceasta într-o clipă. Mie îmi trebuiește ce îmi dă Dumnezeu, când îmi dă Dumnezeu, cât îmi dă Dumnezeu și cum voiește El să-mi dea. Mie nu-mi trebuiește într-o clipă strălucirea împărățiilor pământului. Toate acestea ți le dau ție dacă acum, într-o clipă, pe loc. Nu-i nevoie să te duci nici la Golgota, nu-i nevoie să ocolești atât, nu-i nevoie să treci prin suferință, ia-o pe scurt. Nu mai ai nevoie să lupți cu nimic. Uite așa, vine pe tavă. Tot ce poți să-ți imaginezi. Dumnezeu să ne ajute ca după pilda Domnului și Mântuitorului nostru să facem din răsplătirile lui Dumnezeu bucuria vieții noastre. Și mai bine să ne bucurăm în nădejde decât să ne bucurăm de plăcerile de o clipă ale păcatului. Dumnezeu să fie cu noi. Amin. Vă spuneam că am invitat pentru seara aceasta pe trei dintre noi, pe fratele Ionuț, pe sora Oana și pe fratele Alex. O să-i invit să ia loc aici și aș vrea să schimbăm câteva gânduri cu privire la tema aceasta care a fost prezentată în această seară. Avem un microfon bun aici pregătit. Oana, o să te rog să iei loc la mijloc, ca să te simți protejată. Așa, și cei trei frați pe care, cei doi frați care te însoțesc aici. Aș vrea să vă întreb cu privire la gândul acesta exprimat în epistola către evrei. Voi sunteți, aveți un compartiment în viață în care sunteți ispitiți la plăcerile acestea de o clipă și ești înclinat să...
Și ai vrea să, da, pe scurt, adică pe... Alex, știu că noi deja am discutat puțin pe tema aceasta. Te rog, sparge tu gheața și îndrăznește primul să vorbește. Sigur, mulțumesc. Am să vă las să discutați între voi, am să stau acolo, numai dacă ar fi nevoie să intervin cu vreo întrebare, dar vreau să mă așez acolo și vreau să vă ascult. Ok. Prima chestie care pentru mine mi-a părut interesant este că aș vrea să zic că nu văd necesar instant gratification sau plăcerea de o clipă să fie văzut ori ca bine, ori ca rău. Eu aș vrea să zic că este ceva care Dumnezeu ne-a dat la toți. Și este în instinctul nostru să avem plăcerile astea de un instant. Pentru exemplu, când mănânc, am instant plăcere. Când mi-e sete și beau, instant este o clipă de plăcere. Ce este interesant este că în societatea asta este o bătaie între pentru clipele astea de plăcere. Este un battle. Este o, cum se zice? O bătaie. O luptă. Când ne uităm la televizor, vedem reclame constant pentru să consumăm chestii. Asta este o clipă de plăcere. Să cumperi ceva este o clipă de plăcere. Sau plăcere de o clipă. Sau, da, sau invers. Cum văd eu chestiile este că și salvația noastră are clipe de plăcere. Sau, cum este invers, plăcere de o clipă. Așa a făcut-o Dumnezeu. Are, când suntem păcătoși și când eu am fost păcătos și când am aflat despre iubirea lui Dumnezeu, a fost o plăcere clipă de plăcere și m-am simțit bine. Și a fost instant. Când a picat bila aia în cap, a fost așa, inima mi-a dat plăcerea instantă. Acum, salvația este lungă și suntem pe pământul ăsta un timp mai lung, care după aia începe o viață și sfârșitul este o multe clipe de plăcere puse împreună. Și sfârșitul este să fim în cer. Acum, amândoi Dumnezeu și Satana vrea clipele astea de plăcere. Ei le vreau, când ajutăm pe cineva, luăm o clipă de plăcere. Și Dumnezeu și Satana se bat pentru clipele astea de plăcere. Pentru că clipurile astea de plăcere sunt blocurile care ne creează să fim cine suntem. Că astea sunt care le trăim zi de zi. Astea sunt ce ne face cine suntem. Și cam asta zice. Mă bucur. Ai adus în conversație un element nou și anume clipa de plăcere pozitivă, da, și bună. Exact. E foarte bine că acest lucru a completat ce am discutat noi acum. Nu pierdeți din vedere textul despre care am vorbit. Zice, plăcerile de o clipă ale păcatului. Da, exact. În timp ce Dumnezeu nu rămâne mai prejos, ai subliniat foarte frumos, ar fi nedrept să spun că nu mi-a oferit Dumnezeu în viață sau nu ne oferă Dumnezeu în viață plăceri de într-o clipă, dar nu de o clipă. Da. Într-o clipă, dar nu de o clipă. Am menționat la început că o clipă, dacă am văzut pe Dumnezeu, rămâne pentru eternitate cu mine lucrul exact, acela. Exact. Da. Dumnezeu îmi dă plăceri într-o clipă și care nu sunt de o clipă. Ar fi nedrept să spun că doar diavolul oferă astfel de plăcere la Dumnezeu. Totul este uscat, e trist, Nu. Ar fi un păcat lucrul acesta. Mă bucur foarte mult, da, și mulțumesc. Că ai întregit peisajul. Cred că mai ai ceva notițe acolo. Între timp, dacă mai auzi ceva la ei și te mai gândești, te rog să ai pixul la tine sau să ți-l dea Oana și atunci să poți să-ți notezi. Oana, te rog, cum se vede acest lucru, de unde te uiți tu? Și poate că acum ai să ții cont și de ceea ce a spus Alex și care a întregit foarte frumos ce am învățat noi în seara asta. Într-adevăr, trebuie să privim din ambele părți. Așa cum ziceai tu, plăcerile de o clipă pe care ți le dă cel rău îți aduc necazuri.
În schimb, plăcerile de o clipă pe care ți le oferă Dumnezeu ți aduce doar bucurie în viață. Problema cu plăcerile de o clipă nu e doar atât, e o problemă reală când ajung să te stăpânească, când trăiești pentru aceste plăceri de o clipă. Și mă gândeam, așa cum zicea și Alex, la, să zicem, la televizor, la reclamele care ni se oferă înaintea noastră. Majoritatea problemelor pe care le au oamenii în ziua de astăzi, și vreau să fac referire și din punct de vedere medical, e datorită plăcerilor de o clipă. Fast food-ul, care în ziua de astăzi e o plăcere de o clipă, e ceva instant, rapid, însă produce atâtea necazuri și atâtea boli, ne distruge. Apoi, ceea ce am văzut acum 2 ani în urmă, când America a intrat într-o recesiune și într-o stare de criză, majoritatea pacienților care veneau la medic veneau din cauza depresiei. Pentru că băncile le oferiseră plăceri de o clipă, aveți acces la bani, aveți acces să vă cumpărați tot ce vă vede ochii, tot ce poftiți, iar după când a intrat criza financiară, mulți oameni s-au văzut că nu au de unde și atunci au trebuit să plece din case, au trebuit să-și părăsească locuințele, mașinile, care i-a dus într-o depresie puternică. Și m-a uimit și m-a șocat că acesta a fost principalul motiv pentru care veneau oamenii la doctor să-și trateze depresia. Ce am mai notat din predica ta, am găsit un antonim al plăcerilor de o clipă, care e răbdarea și înfrânarea. Și mi-a plăcut acest lucru mult. Apoi mă gândeam la tot la răbdare, la venirea Domnului Iisus. Poate că ne-am pierdut din răbdare, poate că nu mai îl așteptăm pentru că nu mai avem răbdare. Și dimineață fetița mea cea mare, care are 6 ani, mă întreba: mama, dar când vine Domnul Iisus? Și am zis: nu știu, mama, dar de ce nu mai vine odată? Și la întrebarea asta, cum se răspunde unui copil de 6 ani? I-am spus: păi uită că el are răbdare cu noi ca să ne facem noi mai buni. Și răspunsul ei a fost: și tot nu ne face mai buni, mama. Și am fost așa, m-a pus mult pe gânduri, pentru că e un adevăr mare. Domnul Hristos are multă răbdare și eu zic că motivul pentru care încă El n-a venit, pentru că are răbdare cu fiecare dintre noi. Și noi tot nu ne facem mai buni. Și răbdare e o caracteristică care ne lipsește și în familie. Și mă gândeam când ziceai tu, când dai acel exemplu cu cei doi dintr-o familie, că îl strigi și nu-ți răspunde. De multe ori așa faci și cu copiii. Vino aici, vino aici, nu înțelegi, și începi și te enervezi și strigi. Și îți faci rău ție în primul rând, iar copilului nu-i dai un exemplu bun, nu-i dai un exemplu de răbdare. Dumnezeu să ne ajute și să mă ajute și pe mine în primul rând să am mai multă răbdare. Mulțumesc! Mi-a plăcut nuanțele pe care le-ai atins, două lucruri extrem de frumoase în armonie cu ce am studiat. Capitolul acesta al stării noastre mentale, în relație cu răbdarea și cu plăcerile de o clipă, care de fapt excită pe om sau îl duc foarte pe scurt la o țintă sau la o destinație, după care urmează o teribilă depresie. Lasă un gol în urmă imens. Pe când ceea ce se clădește cu Dumnezeu pas cu pas este solid și dăinuiește, e construit pe stâncă. Legat de ceea ce ai răspuns fetiței tale când i-ai spus de ce nu vine Domnul mai repede, întrebarea aceasta nu e numai de la ea, e de pe vremea lui Petru. și Petru le-a spus fraților probabil la aceeași întrebare: Domnul nu întârzie cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Aceasta este explicația dată prin Duhul Sfânt pentru această stare de lucruri. Și în vederea aceasta așteptăm cu răbdare. Nu ne grăbim nici să vorbim cu morții,
Că dacă n-a venit Domnul, măcar să-i întrebăm pe ei cum o fi pe lumea cealaltă. Nu ne grăbim să vorbim nici cu morții. Nici nu lepădăm speranța aceasta pe bază că nu s-a împlinit la data și la ora când am gândit noi. Nu. No. Îi dăm timp lui Dumnezeu și nu vrem să mergem, pentru că El merge la pas cu noi și noi mergem la pas cu El. Adică dacă stăm să ne gândim, nu știu cine merge la pas cu celălalt. O să studiem într-o altă ocazie. Ionuț, așteptăm să vedem de unde te uiți tu, cum se vede lucrul acesta despre care am învățat în seara aceasta. Ce mă gândeam eu este, în engleză este cuvântul ăla instant gratification, dar antonimul la acest lucru este delayed gratification. Deci noi... Tradu. Nu știu cum să traduc acest cuvânt în românesc. Deci instant gratification ar fi satisfacție pe moment. Da. Și delayed gratification ar însemna satisfacție la timpul ei. Așa. Da. Asta se presupune o răbdare care trebuie să o ai. Dar e interesant ce face diavolul cu un om care vrea lucrurile pe moment. După ce le-ai obținut, cât durează până vrei altceva mai tare, o senzație mai puternică, un lucru mai frumos, mai elegant, mai tare, mai mare și așa mai departe. Poate durează o zi, poate mai puțin. Ideea este că nu durează mult timp până o să vrei ceva mai tare decât ce ai avut înainte. Și mai repede. Și mai repede. Și aceste lucruri, până la urmă, unde se duc? Deci, până unde poți să mergi? Deci, mă gândeam la acei oameni, să zicem, care lucrează pe Wall Street. Oamenii aia poate că fac, în anul ăsta, fac 10 milioane, mâine 20, mâine, you know, anul viitor, poate 100 de milioane. Și te întreb, ce au făcut oamenii ăștia? O sacrificat familiilor, copiilor? Pentru ce? Și când o să poată să spună acești oameni că gata, am ajuns la sfârșit, nu mai vreau absolut nimic. Am ajuns, am făcut $1 miliard anul ăsta și nu mai îmi trebuie $1 miliard și anul viitor. Pentru ei nu s-o termina niciodată și poate că nu o să se termine. Și mă gândesc că acest lucru se întâmplă și cu noi și cu toți cei care sunt prins în acest joc ca să aibă totul acum și când spun eu să le am. Dar ce cred că vrea să ne învețe Dumnezeu este cum să avem răbdare și credință în El și cum să le avem aceste lucruri când încă nu le vedem. Fiindcă atunci când poți să ai plăcerea de moment, de obicei poți să o vezi, să o simți, e palpabilă. Dar cu mântuirea, tu guști o parte din ea acum, dar tu nu ai obținut-o până la sfârșit. Mulțumesc foarte mult. Rămâneți aici, vă rog. Cred că ar merita să amintim două lucruri aici. Cel din tâi este cel pe care l-a spus Mântuitorul femeii samaritence. Cine bea din apa asta, o să-i fie sete iarăși. Apa care ai spus tu, un miliard, dacă îi se face sete pentru 2 miliarde anul viitor. Și moare mai devreme, moare de inimă. Și Mântuitorul spune, bine, dacă ai câștigat tot pământul, să zicem, presupunem că până la urmă reușești să... și mori cu ocazia aceea. Ești cel mai bogat cadavru din cimitire, altceva nimic. Asta e tot. Cine bea din apa aceasta, iarăși va fi sete. Dar cine bea din apa pe care o voi da eu, spune Mântuitorul, în veac nu-i va fi sete. Cât cum umple sufletul de o așa bucurie și o pace și o plăcere, o adevărată plăcere, lucrările lui Dumnezeu. Și aș vrea să amintim ultimul punct, ceea ce spune Domnul în Eclesiast. Acolo unde El leagă lucrările lui Dumnezeu, bucuriile și plăcerile pe care El ni le oferă, de timp. Și El spune așa, Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui, la timpul Lui, la timpul Lui Dumnezeu. Ne va propune Satana întotdeauna o scurtătură către acolo. Hai, ia-o pe aici și se rezolvă acum, imediat pe loc. Nu, la timpul Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Vă invit să ne ridicăm cu toții și haideți să spunem câte un scurt cuvânt de rugăciune, începând de la tine și o să încheiem cu mine. Doamne Iisuse, să mulțumim că
Tu ești aici și că ne iubești și că ne înveți din cuvântul tău săptămânal, zilnic. Îți mulțumim că prin Duhul tău cel Sfânt putem să înțelegem mai mult despre caracterul tău și ce aștepți tu de la noi. Amin. Îți mulțumim că tu ne-ai arătat în seara aceasta cât de important este ca să nu privim la aceste lucruri care sunt de pământ ca lucruri de valoare, Doamne. Amin. Dar ajută-ne ca să te privim pe tine ca un lucru de valoare. Amin. Și de un lucru care trebuie ca să obținem și să avem personal în viața noastră. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți ca să învățăm această lecție de răbdare și nu să tot timpul să vrem aceste lucruri acum și atunci. Amin. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Îți mulțumesc și eu, Doamne, pentru că încă o dată ne-ai învățat ce este răbdarea. Amin. Îți mulțumim că Tu ai răbdare cu noi și Te rugăm să ne ajuți și pe noi să avem răbdare cu cei din jurul nostru. Amin. Să ne dai putere să facem voia Ta sfântă, iar tot ce e de moment și tot ce e trecător, să nu ocupe în viețile noastre un loc primordial, Amin. Ci Tu să domnești în inimile noastre, Doamne. Amin. Te rugăm să ne ierți dacă până acum nu am făcut lucrul acesta, deși l-am știut, și să ne dai doar Tu putere. Amin. Îți mulțumim că ne iubești. Amin. Amin. Dear God, thank You for being with us again tonight and helping us to understand what we need to focus on. We thank You for being there for us and to be able to fill that hole in our hearts that we so long to be filled. I pray that You'll be with us for the rest of this week and to help us to concentrate on You and the reasons that we're here for and to worship You. In Your name, amen. Și te rugăm, Tatăl nostru, să ajuți ca pilda vieții Domnului și Mântuitorului nostru, Hristos Iisus, să fie întotdeauna vie înaintea ochilor noștri. Să ne ajuți, Tatăl nostru, ca gândul care era în Hristos Iisus să fie și în fiecare dintre noi atunci când va trebui să facem față presiunilor vieții acesteia și urgenței și amenințării sau fricii sau dorinței de orice fel. Pune în noi gândul care era în Hristos Iisus și fă-ne, Doamne, să dorim din toată inima bucuria care vine de la Dumnezeu și numai de la Dumnezeu. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.